Ia să vedem. A început bine pe aici, pe-n față? A început bine pe aici, pe-n față? A, tot așa. O mârliță la asta. A luat o mârliță? O mârliță. Asta de aici cu iubită. Asta lui Bogdania, nouă de-aia. A, ăsta două. A, trebuie aruncat de acolo. A, uite-mă, câtă gașca mea. Stați așa, așa, e bine, cum stați? Ați venit la pește? Da, să uite și cum tragă peștișorul la musculiță. Cu cine ați venit? Nile, singura, cu și le tati? Nu, no, i-a venit ca să vadă la musculiță aici. Sunt acolo, părinți. Gata, ai prins? Nu, n-am prins, stai puțin. Nu mai puțin. Nu trebuie să dai dumneavoastră. Nu, no, a venit așa de instinct după mine ca să vadă și ei, să se pescuiește. Înseamnă că aveți suflet bun. Nu, da, unde-ai. Ia uite peștișorul. Pieter. Da. E murdar, bagă-l-na. Măi, că trag la curent. Hai că trag ele. Să mă dau mai bine prin pădurea asta pe aici. Au venit să vadă cum se prinde. Au venit să vadă, da. Da, să merg eu în pădure aici. Să vă uitați de sus dacă e. Stați așa, măi. Nu știi să vadă. Păi nu știu cine îi scoate unul după altul aici. Lasă acolo. Da, 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 liniște. Da. E Dubai. Numele de Bulgaria. Da. Caracteristic cu numele de Bulgaria. De la ultima asta. Se, la ultima muscă, vezi și am. Uite, nu, mai jos, mai. Vezi ce culoare. Rupe. O să-mi fac și mie băiași, mai bă. N-aveai pierdut de la urmă. Mai încercați-mi o dată și acum. Nu l-ai găsit. M-am vrea să-mi fac ceva. Să
ce face vitezele. Este cu vârful sus. Știi, mă, pe sus trebuie. Eu am altfel cu pată. Și ai băut tu ceva? Nu, nu știu, cred că și mâncă așa pe aia. Nu am mai putut să trec cu mașina. Eu, în vreau să mă zic, că am văzut cu aia. Deci cu ce venit? Mă zic, nu știu. Poate văd cum e alta, poate să vezi ce ea va putea trebui. Nu știu cu aia, zic, asta, dacă mă spor, mă gândesc o soare. Atunci eram cu mașina, mi s-a ars becul din cauza că îmi intră apă la, la bec. Am o gaură pe acolo și o garnitură și mi-a ars... Mi-a făcut scurt la bec. Mi-a făcut ăla, dar să mi-o suviez acolo. Zboară gâzele pe apă, el le vrea sus, facă gâre. Uite, uite că le vânează pe acolo. Dacă îl ții sus, ești prietenul. Dacă îl ții sus. Uite, i-am ținut-o sus din acolo. Ține-i vârful sus. Că îi place, le vânează pe alea, uite, după alea negrele. Sunt la campul plază. Estra, trece cu numele de Bulgaria. Să vedem ce mai fac băieții la, la arbitru, așa e. Arbitru de linie. Da, eu te merg, e păcat să calculi. Zona asta e foarte plăcut. Da. Ia să-ți duci și un muștele. Galben și negru și cu inele. Vrei să vezi ceva mișto? Ia să... La comandă? Ia stai să plec. Nu, bă, nu arunc așa, vrei știu. Nu, ce nu vine tău? E bun, e un semn aia. E luată de la ăla și spălată cu benzină, dar pe tine. Scrie ca de... Nu e că mi se vede că semnul ăsta. Ia mă, făcut de pe comandă. La comandă și... S-a desenat el? Ce culori vrea? Toate astea nu e pentru el? Nu, alea sunt niște buldoși. Și astea sunt ultimele noutăți de buldo. Fii atent, bagi apă. Știu, aici și... poți să-i bagi starlet. A, ca să-l vezi noaptea. Noaptea. Și poți să-i bagi și plumb, ce e? Că sunt sani. Ia arată muștele. Una la întâmplare. Mikado de 18 cani. Cine le-a făcut?
Iulie. 6 clude. Fii atent. Niște muște de astea așa cu galben și negru vreau și eu. Ăla e de 2-3. E de 2 linie. Deci de astea. Bă, n-am banda. Mie îmi dai muștele, că linia mi-o fac eu, înțelegi? Păi nu, asta e pe cârlige legată, nu zice. Păi nu, îmi legi, dar îmi las fir pe cârlig. E făcută, da, gata. 6 muște la 10 lei. 6 muște la 10 lei. Un buldo profesional. Și ce cârlige ai pus? Mikado, japonez. Nu trebuie, mă, 8, deși ăla ia cât de 2-3. Deci, atent, asta e nemaipomenit, asta. Toate sunt, ia bă. Asta, înțelegi? Uite, roșu cu roșu, unde găsești? S-ar putea să mai meargă asta foarte bine. Unde găsești modelul ăsta roșu pe roșu pe cârlige? Nu, nu vreau să facem. Deci ai 10 lei. Poșat de cârlige. Nu, că nu iau acum, nu că n-am banii la mine. E mașina, dracu, mai mult la mașină acum. Nu trebuie să ai banii. Dacă te interesează și îți place. Păi te găsesc pe aici, nu te găsesc pe aici. N-ai cârligele, îmi faci și mie niște cârlige, dar n-ai la tine făcute, dar gata? Nu, nu mai fac. Păi și atunci, ce mai zi pe aici? Uite cum te dau eu. Uite de la ele. Simplu de tot. Nu, nici o... A, păi le știu. Nici o viață. Mai, ține viață. Îi dădai lui Lică o linie de altfel. Nu, prietenul lui Cristi, da. Din aia. Aveam 6. Dădui una lui. Nu. Păi așa mi le-a comandat, așa se plinge. Ora, și dacă îmi spui că ăsta e patron și sâmbătă nu lucrează... Eu... Primul dată niște multe bune, dar știi că a făcut? Au chelit un timp așa. Păi, auzi? Degeaba, nu? Auzi? Îți spun unele cu... Ce mure. Mure. Mure, mure. Nu văd nici o mixare, sunt două cel. Noaptea, nu știu. Noaptea să nu știu. Noaptea? Da. Ziua muncesc, să mă faci. Le fi concediu, poate. Îți fac cu full de la... Nu mai de ceapă. Să mă uscată. Când am îndoit fulgul, s-a făcut ca șina de cale ferată, pe două ture. N-ai văzut așa, nici eu am văzut. Eu de când fac muște de astea, păi e fulgul pe astea. Pe modelele astea, pe de... Eu acum dau cu alte lucruri, făcături. Al mele sunt simple astea, mă. Vizez pe udă. Alea care le-ai acum? Alea care le-am e pe fulgul genetic ăla, are pic de perișor, știi cum, ala ții 7 ani. Și când îndoi fulgul, uite așa vin, ca degetele mele vine un rând de perișor și un rând de perișor. Să îndoi un fulg, n-am văzut așa. Îmi dai seama, da, pentru muște muscă uscată și n-are perișor. Special. Ia, da? Vrei? Deci n-are... A, păi nu, astea sunt chiori, dacă le-aș băga pe alea acum o linie de-aia. Dacă bag o linie de aia, spui bătut, dar am zis să-ți mai las ca să dai și mâine. Ce crezi că nu are balta? Fește, dar ce? Vrei să, să testezi o linie de aia? Ia bagă. Asta este. Păi până la urmă le-am făcut să le testăm. Până la urmă trebuie. Să faci și pasul. Așa e frumos. Doar sunt producător, să testez și eu noua, nou produs. E altă făcătură, alte lucrături, alte cârlige și nu poți să știi. Poate omul e încântat, exact ca la mașini, scoți una, bă, merge, dar până îi dai a treia, mai scrie și o leacă barba. Până urcă așa, nu te bagă în scaun. Am văzut că mai bă, bagă așa mea în scaun cu toată, când se făgnește. Până acum m-ați gândit. Aia e de noricire, dacă mergi cu bine, te fii fătit. Eu odată am venit de la Calezeve, de la Bucșa, am pitești de nu știu câte ori și întors și încolo și încolo. Și, deci, foarte rară pot mașina care să mă facă. Foarte rară. Da. Am stat și pe ea și, da, ca boie. Ce vrea, bă. Având în vedere că viața e scurtă. Păi, aia, vezi, eu vreau să parcurg 1 km pe zi. Să ne bucurăm de cu mai multe. 170. Nu pe autostradă am mâncat, nu vezi la mâine tot. Dar la o parte, e 5, ce am avut. La o parte, e 5. Uite, bag una la întâmplare. Aveam da. Un coleg electrician la firma unde lucram înainte.
veneam cu el din curs în Bulgaria, pe România, pe urmă, se spunea altul Gebrei, nu știu. Peful, nu mai fost, îmi doresc de inimă fost. Dacă ai fost ca nevastă mea așa. Omoară să faci. O zi eu să zic cum face. Seara. Bă, nu se poate așa ceva. Poate nu mai pe șeful, nu mai bă, pe. Bă, nu trebuie. Zice, nu trebuie să ai carnet. De ce, mă? Bă, tu dai seama ce viteză prindem. Ce mă că nu prinzi, asta e cea mai scurtă, da. Tu n-ai văzut viteza adevărată înseamnă. Tu te speriași de 140 de. Să vezi la 170 ce mișto e. Da. După aia mă întreba el. Bă, fii atent, care e faza? Zice, cu cât ai luat permisul? 26 în 26. Du-te, bă, au chiar un băie, îți bajut de mine. E fi să popă, mai mulat de el, că, pop, că popii umblă cu șantaj, înțelegi? Da. Păi, e mai cea lună pe la afară, zice. Îi vorbeam cu unul, a venit vorba, că popii umblă cu șantaj, domnule. Umblă cu dracu și zice că e Dumnezeu. Că-i, și după aia a venit popa și a zis, că zicea nouă, noi alergăm cu Dumnezeu după ei și ei cu dracu după noi. Exact invers. Bă, dar nu mai nici nu spun zicea. Dracu în persoană, înțeleg? Și îi zic lui unul acolo, dar când stăteam la aia era un... Tu ce fir ai pe linie? De cât e? De 14 cu 12. Exact. 14 cu 12, strun. Nu, asta. A, e un nanofil de 0-0. Am omorât șalogul ăsta, dar a cancedat că a zgârit toată iarna. Păi nu, eu n-am știut ce fir e. Am dat 800 de mii pe el. Dar știi cum aruncă apa? Și cum transmite? E criminal. Dar trebuie să iau un... Acum am învățat jmecheria. Toată iarna eu cu ăsta am luat șalău. Când băgam... Nu la Drăgășani, mergea după pod. Ziua, în amiaza mare, mergea șalău de rupea. La twistere mici. Eu n-am știut jmecheria care... Înțeleg? Era românii pe acolo, toți pregătiți. Și am zis să învăț și eu ceva. Până la urmă mi-am luat și un fluorocarbon. Acum am văzut și eu cum e cu fluorocarbon, de trei de lea de calitate. Iată, vabă, a făcut, am băgat niște călige japoneze, de la de ninfă, de la Yenzi, și alea pe fir, legate pe direct. Păi ce, după o săptămână am început și vânzarea de produse. Ai înțeles? Că făceam cu care de aia, lua de la mine, nu mai aprindea. Să uită unul niște aia, face, bă, da, m-am uitat, care a luat linii de la tine aia aprind? Bă, e magie, mă, umplu cu domnul. Nu le dă domn, dacă nu ia de la mine, le dă. Mai glumeam cu ei, știi? Că mai luau și ei, dar în când. Bă, zice, noi mai luăm, dar voi faceți dracu aici să facă o dată. Și transmitea ăsta pe un băț cu urt de carbon să fie. Zicea, țic, poc, nu vede nimic, decât eu simțeam. Și de-aia mă zice, păutura, bă, era cu aia în gură, ataca. Am dat și pe muscă mare, frumos, pe ridicat. Și după aia ne-am băgat noaptea, noaptea luam 12 kg, să zic, noaptea, deci 3. M-am dus cu un băț, cu ăsta să mă duc acum, pe dărân. Cu stavrii de ăsta, stalker ăsta. Nu, mi l-am scos de că nu mai trebuie. Așa trebuia făcut. Așa trebuia făcut, dar e naște. Eu dacă am perfecționat stilul ăsta cu vârful dur, eu trebuie să fac și echipamentul. Înțeleg? Și cu musca asta, pe sistemul ăsta, care mi s-a părut mie mai eficient așa. Hai să-i dau drumul la gură care. Eu nu fac nimic decât țin firul pe apă, să vedem ce se întâmplă. Dacă le vede cineva. Dar ele se duc natural, uite ce stai, vezi, zici că uscat. Ia-te-le cum stă papăle, vezi? Ce răgălit. Aici, da. Fii atent și până unde vânează. Mamă, dar ce fin stă papă, nu se dă nimic. Nu. Europenii? Cu numele de Bulgaria? Comunitarii noștri. Am să trăiască și familie. A spart două logane, le ajunge. Atunci a doua spart? Păi m-a spart într-o zi. Hai mă, văd și la ai dreptul să mă mă rog. Să le dai foc la coșmelie. Și vor și la coșmelie. Să-i mai încălzești o leacă. Mi-e grijă de tot. Cum mă, stalkeră, cum mă? Auzi, eu dacă aș ști pește imediat aș mânca-o pe asta, rușii. Să mănâncă? Hau, 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 mă, dau la ea imediat. Ce să-i faci, mai faci, mă, mai frumos? Oare chiar le roșii ca sângele? Ia uite-l. Păi... Păi nu e...
E, vrea și... Vrea și ceva fin, așa, vezi, pentru apa asta trebuie... Pentru apa asta trebuie ceva cam genul ăsta, pe chineză, așa, de subțirele la fir, finuții ele să lucreze. Ăștia au sârme mai ușoare, alea de muscă au sârma groasă. Uite cum s-ar fi. Și mă grăbesc, începe o recuperare foarte ușoară. Da. Da. Nu, băieții, iată. Filmă și băiatul ăla cu camera azi, zice mă. Care Toni. Are camera de are, de-aia, subacvatică și dă ploaie. Vrea să-mi o dea mie și fac urmă o filmare. Cum? Păi nu ce, el l-a folosit. Păi vrea să o dea, că n-a. Nu filmează. Ia mă, să-i dau două vale. Zona prostă. Dacă nici tu nu vrezi, e clar. Nu, că sare, da. M-am convins, bine că ai venit. Eu mă... Fac niște teste. Nu, îmi place mie să mă joc. Dacă nici eu nu iau, nu? Păi ideea e să sară la muscă, nu să iei. Să sară, da. Că de prins, să-i prinde eu repede, da. Mă joc eu legă cu ea, așa să vedem ce ce-au în cap. Ideea e că dacă sare, sar, ai multe, foarte multe trăsături, înseamnă că atunci e totul în regulă. E nu distinge, e totul fin, așa e. Și atunci crește șanse, că pe înțepătură dacă sare, după aia dacă trebuie jongleză, legă cu ea. Vârful dur și nanofil fără elasticitate. Electrice, da. Îți vine să mai treci și jos, știi, nu mai să-ți bagi la asta cu așa. Nu, nu e pe fir, pe văzut. Adică... Și prins, da. Mi-e drag și cum sare el din apă, așa. Mai încerc și mecherii de asta. Aia, l-am încercat de 20 de ani tot să încerc. Dau la muște. Îți mai vine așa cu tău. Să te mai și jos, mai ridici musca, mai. A, păi n-are vârful ăsta și n-are elasticitate și în cârligul ăla. Mi-e milă de el, sărac. Pe struna de un centimetru. Numai țânțar visează la noapte în tigai. Cine? Peștele? Ce să... Nu, contează mult și chineța și la bimba, să știi. Nu mi-a plăcut cu vârful ăsta. A, nu-ți place? A? A, nu poți? Pentru mine e o mare plăcere. A, uite. Nu, ăsta e ușor de carbon. Păi n-aveam și parul. Păi și ăsta e carbon. Dar am dat tata cu el în... Și ăsta e carbon de la îndată. Nu poate să nu văd. Adică de ce nu poți? Nu... Nu știu, nu-i meu. Nu-i simți? Cum să nu-i simți? Simți că au luat. Simți și nu, mă, că sunt încât în țapărit. Da. Simți fiecare mușcătură. Păi și la ăsta simți. Asta îl pierd. Și la asta îl pierd simt. Aruncă-le, da, pe simt. Când le ridic pe apă, uite, nu se simte nimic, iată. Când ai firul subțire 0.14, să zice că ăsta e cel mai mediu la limite, poți da și cu 0.12, el când le ridici pe apă nu simte, înțeleg? Eu știi cum am aici asta? Deci linia e de 0.12, iar strunile sunt de 0.10. Da. Da, păi poți să-i faci minciunele de astea. Să-mi da. Păcălești, îi faci joc pe apă. Da. Iar asta, linia e un 0.14. Linia principală. Da. Da, frumos.
Oricum am interdicție să mai aduc pește că la nevastă? Am congelator. Da. La mine. Nu vreau păi trebuie să fac și eu. Am zis că toți care ei, îi scot și îi fac cu sos. Le iau carnea după ei, prăjesc și după aia le fac cu sos și mănânc așa. Cu sos, ca așa nici nu știu ce prăjesc. Mi s-a plicit. Ce să zic? Păi e la borcan, dar îi fac eu sos. Dar îl prăjesc înainte, nu mai stau să-l macerez, eu să... A, aștept să macereze, nu e problemă, până la iarnă mai e timp. Ce să macereze? Mie îmi place mânca atunci, când instantaneu. Mai am și de ăștia, poți să-i faci... Nu, să fac atunci. Adică... Îl prăjesc și îi fac sos de la, știi? Și-l bag în sos. O conservă. Da, o fel de sos. Bulion și cu... Și cu ăla, îi bag și... Piper și foi de dafin, bag și usturoi, foi de enibahar, fierb acolo soluția, bag și pește de fiertură și după ce fierbe ca lumea așa, de să încheagă sosul, după aia o răcesc și o mănânc. Îi faci fără căpățână, nu? Hai? Fără căpățână. Cum? Fără căpățână. Fără căpățână. Păi nu, iau doar carnea, dar... Păi fie... Fie atent. Și ce rapid îți fac pe un cuțitaș care taie, ei tăia căpățâna și după aia îl pui așa cu coada, să vedem, cu burta încoace și așa vii lateral cu cuțitul, oblic. Oblic, să iei toată burta și cu oasele. Chiau! Și mi-a rămas carne. După aia, mi-e mai simplu la scos, la prăjit. După ce am făcut operația asta, i-am unduit așa o leacă, vorba lui Florin, dar nu mi-ai prăjit de tot. Ai o înduire așa, două minute așa. După aia iei carnea și ți-o faci în sosul ăla și cu fiartă în sosul ăla, fiartă. Internetul e plin de rețete? Păi nu, dar ce mare brânză să stau atâtea 7 ani. Iau doar carnea, nu trebuie să macereze nimic, că n-am oase. Ai înțeles? Dacă ai oase, da, să macerezi, dar dacă n-ai oase, faci sosul și l-ai mâncat. Osetul omoară salciul. Păi n-are ce să omoare, dacă îi bag doar mușchii. Oțetul, da. Fac așa de astea, conserve de mâncare rapidă, o zi, două. Bagi la sus. Cu tot, cu usturoi, cu toate condimentele, e altfel, știi când și dimineața când te trezești, bă, parcă n-aș mânca ciorbă jelea, dar parcă o conservă ușoară, știi? O lingi repede acolo, iau? Cu o roșie lângă ea, e bine tot. Da, peștele cu roșie au făcut o peștere foarte bună. Cu castravete, că acum mai sunt salatele, mai bagi la sfârșit o felie de pepene sau ai ftinit pepene 1,30 lei de ampeță. Părea rolul nevasta că nu... Și cu alea a văzut că în găvana 2 lei. Bă, dar scurs. Bă, mă uitam eu la grămezul ăla, 2 lei. Ce 2 lei, mă? Cum? Da. Ce 2 lei, mă? Dar iei cu 1,30 lei la îngrosește. Auzi, iei 7 kg, 7 kg și dai 7,3, 21. 290.000. Eu? La economie. Liceu economic, treapta a doua. În 88 a fost primul an când s-a făcut treapta a doua la noi, la Pitești. Eu am terminat liceu economic. Și am fost agent de pază la petrochimie 12 ani. Dacă ai auzit de unul pocăitul care trecea cu pușca? Altă nu mai e. Mai era unul, dar nu trecea cu pușca. Când am fost agent de pază la CPL. La CPL, da. Aventuri, tata, aventuri. Dar ale vieții, ce să fac. A fost timpul și în alte timp. Umblai cu pușca și cu gulanțele ca în Vietnam. Vedeai pe ăla că... Când trăgeam cu pușca după ei, cădeau aia cu saci de 200 de kg pe spate. Stătea ca broștile așa, că stătea cu mine, că nu le dădea voie breteaua. Și cât avea sacul? 200 de kg. Voi ce ducea, bă? Da, mă, avea niște mușchi, până la urmă unul a murit de inimă. Păi atât tot răgând, unul Toni. Sperați, mă? Da, deci a murit de inimă, da. Avea forță toată pe când vedeai. Era antrenat. Cum că era, mă, că... Și alții și mai disperați. E mână cu alții. Eu stăteam, ziceam că fac pază cum să cade, adică plecam lejer. Și avea rezervorul, ca aici în pădurea aia. Înțeleg? Trăgea conductă, că avea un canal, trăgea conductă de la rezervor